prevederea legală de publicare a raportului anual de activitate este practic neglijată. Doar 5 consilii raionale, raioanele sunt județele de aici, doar 5 consilii raionale din 32 au publicat câte un singur raport de activitate pe site. Edine, Scâncești, Cahul, Căușeni, Ialoveni. Unele consilii raionale, Florești sau Telenești, n-aveau un site funcțional la data colectării informațiilor despre care vorbim acum. O secundă, dar să cred că mi-am pierdut aici. Și încă două slide-uri legate de primăriile din Republica Moldova, primăriile orașelor, adică reședințele de raioane, municipiile și capitala Chișinău. Lucrurile aici sunt chiar mai mult decât dezastruoase, pentru că avem numai 7-8 primării care în general au publicat vreodată un raport de activitate pe site-urile pe care le dețin. Primăriei Chișinău, capitale Republicii Moldova, i-a luat cam 7 ani până să înceapă a publica rapoartele. Are în total 8 rapoarte, după cum vedeți, conformitatea, așa cum am repetat câta oară, legea este foarte permisivă, ele sunt conforme, dar sunt extrem de puține. Soroca 6 rapoarte, Călăraș 5 rapoarte, Florești 3 rapoarte, Ștefan Vodă un raport care nu corespunde criteriilor legale. Dacă vă puteți să vă închipuiți, criterii legale aproape inexistente, oricum el nu corespunde. Acolo sunt alte lucruri decât ar trebui să conțină un raport de activitate.